Domnul Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța. Bună ziua tuturor! Aș vrea să mulțumesc îndeosebi autorităților centrale, Guvernului României. Această aparatură era vitală pentru Județul Constanța. Avem peste 22.000 de locuitori cu această boală cruntă. Spitalul Județean Constanța deservește în mare parte Județul Tulcea. Este important că începând de azi, bolnavii de această boală cruntă vor face acest tratament în Constanța. Mulțumesc încă o dată și aștept cât mai multe investiții în Județul Constanța și în Spitalul Județean Constanța. Vă mulțumesc, o zi bună!